v-am regăsit din nou la oportunitate. Pentru astăzi, Felix are o surpriză. Este vorba de o succesiune cât se poate de simplă, dar haioasă în același timp. Ne putem bucura de ea pe ringul de dans întotdeauna. Vizionare plăcută! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vom schimba poziția pentru a putea vedea ce se întâmplă. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 și ultima variantă, 3, 5, 6, 7. Explicăm încet. După un pas de bază, 2, 3, 5, 6, 7, mâna dreaptă se ridică în pizza boy position. Plimb fata de jur împrejurul meu pe 1, 2, 3, în timp ce pășesc pe loc pasul de bază, 5, 6, 7. Am contact pe ambele mâini și mă duc de jur împrejurul fetei pe 1, 2, 3 și 5, 6, 7. Ne vom apropia de cameră pentru a vedea această priză, respectiv degetele mari sunt aici. În spate, fata este blocată. În momentul în care voi apăsa ușor pe degetele mari, ea va intra pe dedesubt. Pentru a reveni în poziția inițială, am ajuns până aici, conduc fata pe 1, 2, 3 și mă întorc pe dedesubt pe 5, 6, 7 pentru a continua dansul. 1, 3, 5, 6, 7. Singurul lucru important la care trebuie să fiu atent, fiind cel mai delicat, este ca aici să blochez spatele fetei și să o conduc din degetele mari pentru a o trimite pe dedesubt în momentul în care cotul se va ridica spre tavan. Pentru fete? Pentru fete, revenim din nou la această poziție. Important este să nu vă cocoșați în momentul în care coborâți. Coborârea se face... Ne așezăm așa ca să se vadă? Coborârea se face din genunchi și spatele rămâne drept, la fel și capul. Pentru că altfel ar arăta destul de urât. În rest, tot ceea ce aveți de făcut este să urmați lead-ul aici, de jur împrejur, sau pur și simplu să vă continuați pasul de bază în momentul în care băiatul este pe lângă voi sau în momentul în care își face întoarcerea. Pe muzică! Vă mulțumim că ne urmăriți și pentru mai multe informații nu uitați să accesați site-ul opportunidance.eu. Like și share dacă v-a plăcut. Până data viitoare, vă așteptăm pe ringul de dans. La revedere!